Patru județe din țară trebuie să mai primească pastile de iodură după ce antibiotice ea și-a finalizat producția de 30 de milioane de comprimate în timp record. Astăzi, ministrul sănătății Alexandru Rafila a vizitat compania ieșeană fiind primit de directorul Ioan Nani. Pastilele de iodură nu se vor lua preventiv, ci doar în urma unui nefericit incident nuclear. Compania ieșeană antibiotice a mai produs astfel de comprimate în urma exploziei de la Fukushima. Fiind vorba de o companie a Ministerului Sănătății, Guvernul României a găsit o soluție ca să poată să obțină într-un timp extrem de scurt o cantitate de iodură de potasiu, conform recomandărilor Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătății, Comisia de Endocrinologie, pentru protejarea populației în cazul unui incident. Nu este vorba de o substanță care trebuie luată în mod preventiv de către niciun fel de persoană, ci doar dacă există o situație care recomandă folosirea ei, atunci, în mod evident, vom face acest lucru, dar până atunci trebuie să ajungem să-l distribuim direct cetățenilor. O mare parte din cele 30 de milioane de comprimate au fost deja distribuite la DSP-uri. Deja antibiotice ea și ea și-a reușit să distribuie aproape întreaga cantitate, 27 de milioane din cele 30 de milioane de comprimate au fost deja distribuite, mai sunt doar 4 județe care trebuie să primească comprimantele de iodură de potasiu și lucrăm acum împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate încât să găsim o formulă care să permită distribuția cât mai rapidă a acestor, micro, acestor comprimate de iodură de potasiu direct beneficiarilor care însă trebuie să știe să-l utilizeze și lucrăm și la un material informativ în acest sens și, bineînțeles, să-l păstreze, pentru că ele trebuie, trebuie păstrat în condiții corespunzătoare care să prevină degradarea lui pentru perioada de timp a valabilității, care este de câțiva ani. Alexandru Rafila a vizitat secția de producție a pastilelor de iod și secția unde sunt disponibile stocurile de medicamente produse de companie.